în primul rând pentru ce ați spus despre carte și mulțumesc tuturor că sunteți aici. Nu am să spun cât de mult. Sigur, rezonez cu fiecare părere, mai mult sau mai puțin, pe care o aud. Au fost și altele exprimate și înscris. Au apărut niște cronici care m-au bucurat. Bun, favorabil. Marius Chivu și al lui Bogdan Stănescu. Sigur, eu nu văd lucrurile exact ca niciunul dintre cei care s-au exprimat. Puțin rezonez cu fiecare. Dar acum nu cred că asta ar trebui eu să spun aici. Așa că am să spun alte lucruri mai simple despre carte. N-am să intru în analiza ei a poveștilor. Am să vă spun doar că e un volum cu niște povestiri care mi-a făcut o foarte mare plăcere să le scriu. Și mă bucur când constat că ele reușesc să transmită mai departe, sigur, distorsionat, modificat, această plăcere și cititorilor, măcar în parte. Apoi, un alt lucru care mă bucură foarte mult e că nu există un consens în privința valorii textelor. Fiecare a reușit să fie preferatul cuiva și pe mine asta mă bucură foarte mult, că nu sunt toate gustate la fel de mult. Deci, mi-au spus oamenii, asta e cel mai prost text din volum și altcineva. Nu aș vrea să dau nici nume. Despre... interviu s-a spus, de exemplu, de cineva că e cel mai prost text din volum. Altcineva, un scriitor pe care îl apreciez foarte mult, a găsit că e cel mai bun text pentru el. Și mie Mă rog, pe mine mă bucură faptul că concluzia care o trag eu din asta e că ele stau cât de cât în picioare, ca proză, ca vers, nu știu, stilistic și de aici este o chestie de gust personal, cum să zic, preferința pentru una sau alta. Tu de care ești cel mai atașat? Sunt atașat de toate și ați spus că ar fi bine să citesc una la care ții cel mai mult. Mi-e greu să aleg una la care ții cel mai mult. M-am hotărât. În alte motive ce voi citi în seara asta. Dar totuși, când cineva mă întreabă la care ții cel mai mult, trebuie să recunosc că una iese puțin în față, dar iese la modul ciudat pentru că e cel mai straniu lucru care l-am scris și singura cu care nu mai pot să-i rezonez. Mi se pare greu de crezut că am scris-o ei. Nu pot bate de textul animal. Nu știu, ca și când s-ar fi tăiat un fir după ce am terminat. Și nu știu dacă din cauza asta sau oricum mă leagă ceva anume de ea. Dar țin mult la toate, recunosc. Și încă un lucru ce am vrut să zic legat de povestirile astea, un lucru minunat pentru mine a fost felul în care prietenii mei s-au apropiat de el, le-au cercetat, așa. Era prima dată când mă cunoșteau în alt fel și se pare că acceptându-le cumva au început să le ajute să umble, să ajungă la alți oameni. Și asta a fost pentru mine un lucru minunat. Și mulți prieteni au făcut asta, trebuie să le mulțumesc, dar unul din ei aici în seara asta, se numește Alin Tănase, stă acolo lângă geam și aș vrea să-i dedic lui lectura din seara asta. Textul pe care am să-l citesc se numește Bunica murind. Așteptam să se termine, pentru asta venisem acasă cu 2 zile în urmă. Eram student la Cluj, visam cam să devin scriitor, o revistă îmi publicase primul text. Știam că nu mai e nimic de făcut. Petrecusem ziua dinainte lângă patul bunicii, văzând-o cum se duce. Seara plecasem să dorm acasă, sigur că n-am să o mai prind în viață. 3 ani însă când m-am întors dimineața. Mama stătuse lângă ea toată noaptea, arăta răvășită. La fel și fratele meu. Noi eram tot ce mai rămânea din familie. Am ajuns la 8. Doctorița tocmai injectase morfina. Am mai stat câteva minute, apoi a plecat spunându-ne că nu mai e mult. Părea mișcată, deși o cunoștea pe bunica doar de 1 an, de când se mutase alături în casa lui Floineni.
Am condus-o până la poartă, era o zi frumoasă. Și-a recăpătat stăpânirea, mi-a spus că nu mai poate face nimic, s-o chem doar pentru a constata decesul. I-am mulțumit și m-am întors lângă bunica. Cu o zi înainte deschidea încă ochii. Într-un rând mi s-a părut chiar că mă recunoaște, zâmbise. Acum pleoapele-i păreau lipite. În ultima săptămână slăbise cumplit, dacă era să mă iau după fața scofâlcită, cu gura surpată înăuntru și ochii afundați în orbite. Trupul ei era însă la fel de mare. Îl văzusem gol pentru prima dată cu 2 ani în urmă, după operație, când o spălasem de câteva ori cu îngurete, cu greu trecuse peste rușinea asta. M-a uluit corpul acela uriaș, moale, cu pielea incredibil de albă și fină. Semăna cu o statuie a fertilității, deși născuse un singur copil. De dragul lui își revenise atunci, acceptând să mai trăiască o vreme. Nu știa că va ajunge să-l îngroape. Asta-i clătinase credința. O auzisem spunându-i preotului de la obraz că așa ceva nu se face. Se referea la Dumnezeu. M-am plimbat prin casă. De câțiva ani nu mai era la fel. Se rupsese ceva, o legătură invizibilă. Îmi luase ceva timp să-mi dau seama că bunica și casa erau tot una. Mobilele vechi, hainele și așternuturile din dulapuri, borcanele aliniate în cămară, covata din baie, vasele din bucătărie, soba veche cu plită. Trupul ei se prelungea în toate obiectele. Asta însemna, de fapt, casnică. Și atâta timp cât avusese putere, bunica păstrase perfect curat trupul ăsta mare. Acum era dezordine, murdărie chiar. Vasele alandala, corcanele goale pline de praf, hainele învălmășite. Singurul lucru care rămusese neschimbat era mirosul din bufet, unde ținea paharele și câteva poze cu noi. Un miros de scorțișoară, cuișoare și încă ceva. Niciodată nu-mi dădusem seama ce. Mă ducea cu gândul la ceva vechi și bine uns, cum erau cărțile de joc cu îngurești pe care le păstra acolo. Am deschis vitrina și am inspirat puternic aroma aia, încercând să-mi o întipăresc în creier. Ca la împărtășanie, trup din trupul bunicii. Pe la 9 a început să corcă un sunet macabru care te zgâria pe creier. Ne-am speriat. Frate meu mai ales, nu putea suporta să o vadă chinuindu-se așa. Se uita la ea și repeta într-una, draga de ea. Era nebunit, bunica-l crescuse. Nici mama nu se putea opri din plâns. O iubea, o respectase toată viața, în ciuda divorțului și a tot căcatului de după aia. Pe mine mă obseda gândul că se pierd toate poveștile pe care nu apucase să mi le spună. Simțeam ca și cum cineva mi-ar tăia rădăcinile. Am ridicat un stor și am deschis puțin geamul să intre lumina și mirosul perilor. Apoi am ieșit în curte. M-am așezat pe băncuță, am aprins o țigară. N-aveam stare. Am mers în grădină și m-am uitat o vreme la straturile goale, apoi am deschis portița, am trecut prin curtea părăsită a găinilor și am intrat în șocru. Un băianjen în mare și gras țesuse o pânză chiar la colțul ușii. Paradisul bunicului. Rindele, ferăstraie, o menghină uriașă de lemn, dălți, ciocane. Când eram mic, nu mă lăsa să intru acolo. Ar fi fost în stare să-mi tăbăcească pielea dacă îi mișcam ceva din loc. Avea fixuri. Mi-am amintit dintr-o dată crizele lui de nerv și m-a pufnit râsul. Râdeam ca prostul în șopru, nu mă mai puteam opri. Bunica murea în casă. Până la urmă m-am întors. Ultima oară îmi povestise de război, când trăiseră în Ungaria. Trecuse frontul, rușii se purtau mai rău ca nemții. Bunicul era la serviciu când au venit soldații și au strâns câteva femei să le spele hainele. Nu altceva, poate doar mai râseseră de el. După câteva ore, când s-a întors acasă, bunica și-a găsit bărbatul foc și pară. Unde ai fost? Cu cine? Arată-mi. Era dulgher și-a luat test la cuier. Bunica l-a condus câteva străzi mai încolo la o casă, în podul căreia întinseseră hainele. Era un soldat acolo, dar s-a ascuns după ușă și bunicul nu l-a zărit. Își pierduse mințile, a smuls porile și a tăvălit albiturile în braf, călcându-le și înjurând de toți dumnezeii. Apoi și-a luat nevasta de aripă și s-a întors acasă. Pe drum au dat nas în nas cu un ofițer rus și bunicul rugase o vecină să-i traducă că-i fute în gură pe el și pe tot neamul lui de căcănari, care nu sunt stare să-și spele singuri izmenele. Nu se întâmplase nimic, poate femeia spusese altceva. Nici nu mai știam de când începuse horcăiala. O oră, poate două,
căreau veșnicie, parcă ne-ar fi sfredelit timpanele. De la o vreme mi se năzărise că sună de parcă ar face sex și gândul ăsta nu mai dădea pace. Apoi brusc s-a oprit, un geamăt prelung și gata, liniște. Frate m-a strigat, s-a repezit spre bunica hohotind. Am văzut că l-a auzit, cu un efort cumplit s-a întors, pieptul i s-a umflat cu greu, scârțâind. A început iar corpeala. Nu mai suportam. Am ieșit din cameră, în bucătărie, dar se auzea și acolo. Am intrat în baie și am închis ușa după mine. M-am așezat cu grătarul de la vană și am aprins o țigară. Mi se părea că toți aud de horcăitul. Luasem de pe bufet un pix și un plic albastru, am început să scrii. Asta mi-a venit. Moartea se urcase pe bunica și o călărea în lege, nu puteam suporta să o odihnind în felul acela în care nu auzisem niciodată, gemând așa cum fac femeile în abandonarea de plină. M-am refugiat în baie, dar nici acolo n-am scăpat, așa că am fumat și am privit un fir subțire de apă, scurcându-se în chiuvetă, până când zgomotele acelei iubiri infernale au încetat, moartea se slobozise, fără a prinde plod în pântecele acelui suflet al bunicii, care era de acum pământul. Am privit gura ei căscată, limba de calca ca un șgheap, pe care urca tremurând un singur bob de apă, un diamant rotund care s-a desprins de pământ și s-a rostogolit sclipind în sus, pentru a se scufunda în acea mare de deasupra. După ce am terminat, am mai fumat o țigară. Mă simțeam dintr-o dată liniștit, corcăitul nu mă mai deranja. Am pus plicul în buzunar și m-am întors în cameră. Mi-am tras un scaun lângă pat și am privit-o pe bunica până când s-a terminat. Frate meu s-a repezit iar, dar l-am prins în brațe, i-am îngropat fața numărul meu și i-am zis blând, las-o, las-o să se ducă, nu mai chinui. A izbucnit în plâns, dar am reușit să-l scot din cameră. Am tras-o și pe mama de braț. Plângeau amândoi o hohote, dar tot am mai auzit suspinul de ușurare al bunicii.